Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul său fiu, pentru ca oricine crede în el să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Am deschis emisiunea din seara aceasta cu acest verset din mai multe motive. Unu, bănuiesc că toți cei care ne urmăriți știți versetul acesta și dincolo de faptul că este un verset din Sfânta Scriptură, știți realitatea frumoasă din acest verset. Dumnezeu chiar ne iubește și ne-a demonstrat-o atunci când Fiul Său murea pe cruce pentru noi și nu numai atunci, o demonstrează în fiecare zi. Și am ales versetul acesta pentru că familia care este invitată în seara aceasta, familia Ciornei, Emanuel și Livia, bine ați venit! Bine v-am găsit! Au zis că este versetul lor preferat. L-am spus la începutul emisiunii, să văd dacă îl pot lega și de emisiune până la final. Dacă nu, a fost un verset ușor, l-am reținut și ne bucurăm că între lumea mare iubită de Dumnezeu suntem și noi, sunteți și voi. Încă o dată vă mulțumim că ne primiți în casele voastre, sperăm să intrăm în sufletul vostru, mărturia lor, discuțiile noastre să vă încurajeze, poate să vă dea subiect de rugăciune și uneori, de ce nu, să vă invite la acțiune. Să ne întoarcem la noi, în casa noastră. Cam așa am început noi, să discutăm cu oamenii despre oameni, că oameni suntem și un cuvânt mare. Din invitații care am avut până acum, cam puțini au fost aduși cu barza, cam cei mai mulți s-au născut într-o familie, deci au fost nașteri normale. La voi cum a fost? Ceva despre familia în care v-ați născut. Hai să o lăsăm pe Livia, că e așa, atât de emoții are, știi, și atunci au zis că nu vorbește, noi nu dăm din casă nimic, să vedeți ce ne spune. M-am născut într-o familie creștină, de penticostali. Sunt cea mai mică, mai am încă o soră și doi frați. Am crescut în biserică, ne-au dus părinții de mici pe toți la biserică, am fost implicați de mici. Deci o chestie în asta clasic creștină. Clasic, absolut clasic. Da, a fost clasic și în sensul că fiind cea mai mică ai fost dezmierdată sau persecutată? Nu pot să spun că am fost nici persecutată, nici dezmierdată. A fost un echilibru. Este, da, cuvântul potrivit, echilibru. Și voi, copiii, ați ținut echilibru? Părinții. A, părinții. Ce ți-amintești frumos despre părinții tăi? Cât dragostea pe care ne-au arătat-o și exemplul pe care ne l-au dat ca pe viitor și noi, familiile noastre, să facem pe cât posibil cât au făcut ei pentru noi. Ba, nu trebuie să răspunzi aici numai de bine, dar... Nu răspund numai de bine, numai că pot să mă consider o norocoasă pentru că am crescut într-o familie cu adevărat creștină. Deci ei chiar practicau ce credeau? Da, sau absolut. Adică nu am văzut nimic de genul să ne zică nouă ceva, iar ei să facă pe dos. Sau duminica și joia n-au fost chiar diferite una de alta. Super, Pot să mă consider binecuvântată că am trăit într-o familie în care cuvântul spus a fost demonstrat. Dar asta o spui acum sau ai știut să o apreciești atunci? Ca un copil, gândeam ca un copil, că toți copiii gândim că mama, tata sunt răi, ca orice copil. Dar crescând și dându-mi seama, am realizat că tot ce au făcut pentru noi a fost să fie spre binele nostru și spre mântuirea noastră. Vorbim de chestia asta clasică, cu mersul la biserică, cu una acolo, ați plăcea să mergi la biserică? Da, îmi plăcea. Da? Nu am avut niciodată gândul, biserica e plictisitoare, nu. Mergeam la biserică de plăcere, mai ales că în biserica noastră am avut binecuvântarea să avem programe pentru copii, unde am fost implicați, programe de Paști, de Crăciun și în timpul anului cât se ținea, participam duminică de duminică la școala duminicală. Super, deci privilegiată, copilărie frumoasă. Da. În casă, pace, bucurie, liniște, la biserică frumos, la școală ți-a plăcut să înveți, bănuiesc. Da, și mie mi-au plăcut pauzele. Emanuel, cum a fost la tine? La asemenea, cu pauzele. Cu pauzele, da, m-ai prins aici, deci pauzele lungi și dese cheamă succese. Exact. Eu la fel sunt născut într-o familie de creștini. Tot aici în zonă? Nu, sunt din Bucovina, Bucovina. Acolo m-am născut, am copilărit, am crescut în biserică până la vârsta de
18 ani, când am venit la facultate aici în București. Familia mea, o familie foarte echilibrată, rațională, cu multă iubire, aplicată în toate felurile în care iubirea se poate exprima. Mă simt bine. La ce mă gândesc? Mă gândesc la taică, tu știi, în toate felurile în care... Exact. Ce drăguț ai zis. Suntem pe aceeași lungime de undă. La fel, nu am găsit în părinții mei motiv pentru care să nu urmez calea aceasta și în viitor, calea credinței. Bun, dar tu ești tânăr, dar tot cred că ai prins o mică perioadă din aia, cu multă biserică, cu antrenament. Am prins, cum să nu. Da, și nu mai încercai să fentezi, sau nu era varianta asta? Nu, de mic am fost un copil foarte docil. Dar am avut perioade în care, o perioadă în viața mea în care am gustat și cum e dincolo. Prin școală se apropia banchetul, clasa 8-a, trebuia să mergi, presiunea clasei și așa mai și departe. Și părinții au știut ceva mai puțin? Normal că au știut. Comunicarea a fost întotdeauna un punct foarte în familia noastră. Ei erau conștienți de asemenea, își puneau același tipuri de întrebări, ce să facem, tatăl meu era lucrător în biserică. Nu, chiar era o frământare, pentru că eu mă gândesc, deci părinții nu erau neapărat, știi, adică erau cu mintea deschisă, nu, cu atâtea, și era tensiunea aceea între să-i fiu plăcut lui Dumnezeu, să-L iubesc pe Dumnezeu în toate lucrurile, și să încerc să fie cât mai bine și pentru copii. Adică, pe de o parte, este încercarea de a fi normal într-o lume anormală, ca să nu fie extraterestru, da? Și totuși normal în lumea lui Dumnezeu. E un echilibru nu foarte ușor de obținut. Nu e foarte ușor. Nu e foarte ușor pentru că asistam la frământările lor, la întrebările care și le puneau. Dacă e bine, dacă nu e bine, ce facem e bine, afectează viitorul copilului sau nu și așa mai departe. Dar ce m-a apreciat la ei a fost că întotdeauna au discutat cu mine subiectul ăsta și s-a ajuns la o concluzie, nu zic că este demnă de urmat. Sau a fost concluzia lor, da. Exact. Că la banchetul de clasa 8-a mă lasă să merg. Și pe vremea respectivă... Sărace, câte rugăciuni au făcut, Doamne, ai milă de el! Pe vremea respectivă era un obicei ca până să se țină banchetul la masă, la ce era, să vină și părinții copiilor. Și tata a spus, mergem la banchet cu voi, cu tine. Bun, hai schimbă cuvântul ăsta, banchet, că sună așa. Ce-o fi sărbătoare? Sărbătoare, final de clasa 8-a. În unele zone... Știi cât de mult contează termenul pe care îl folosești? Vă dau un exemplu, un coleg de-a meu îmi spunea pe vremuri, și cum a început să-mi spună, am prins ideea, am zis, mă, nu e adevărat, nu, că biserica a zis că are ceva cu grupul de închinare din față. Mă zic, biserica voastră nu are nimic de a face cu grupul de închinare. Frate, dar cum, adică mă contrazice? Am spus, mă, omule, în biserica voastră are cineva o problemă să iasă două familii în față, să cânte și să conducă biserica în închinare? Cum să aibă? Un grup de tine? Nu! Păi zic, bă, tu n-ai priceput denumirea, grupul de închinare. Zii tu și altceva. Motivatorii care laudă pe Dumnezeu. Deci nu mai folosim banchet. Poate okay. Să uită unii creștini, ne banchetează și pe noi. Sărbătoare de final de an. Sărbătoare de final de an. Mai o facem și creștine, exact. Că mulțumim lui Dumnezeu. Păi dar noi mulțumim lui Dumnezeu că terminăm clasa 8. Exact. Că nu toți au terminat. Și... Deci s-au dus la sărbătoare și ei cu voi. Au venit, da, pentru că au zis, tatăl meu și mama mea au fost niște oameni foarte raționali. Și au discutat cu mine, au spus, te duci, vezi cum este și după aia vorbim. După aia vorbim, da. M-am dus, după o anumită oră i-au plecat, noi am rămas, colegii și așa mai departe. Am stat până la final. Ai rezistat? Da. Și pe la ora 2, dacă mă duc bine aminte, noaptea, m-am întors acasă. Erau treji, mă așteptau. nu m-aș fi așteptat la chestia asta, da. Da. Și întrebarea a fost următoarea. Ți-a plăcut? Asta este lumea în care trăiesc atâți oameni. Asta este
Poate partea, noi v-am protejat un pic de exact, ea. Da? Partea cealaltă a baricadei. Ești destul de mare să iei decizie. Ți-a plăcut sau nu? Continui sau nu? Și atunci a fost pus în fața faptului de a lua această decizie. Am considerat că ceea ce am văzut acolo, ceea ce s-a făcut acolo, acțiunile, faptele, vorbele, absolut totul, nu mă caracterizează pe mine. Și să înțelegem clar, nu era ca astăzi. Exact. Nu vorbim de final de an astăzi. Exact, da, exact, da. Dar, în fine, și atunci erau... natura e natură, da. Exact. Și atunci am luat hotărârea că... Și atunci a fost un moment de cotitură în viața mea spirituală. Am luat hotărârea că cel mai bine pentru mine este să-L urmez pe Dumnezeu. Și lucrul ăsta s-a realizat cu un risc din partea părinților, pentru că probabil că puteam să aleg să merg pe cealaltă cale. Acum stai tu liniștit, s-au rugat, ei trăiesc părinții? Da. Și de unde? Unde? Bucovina e mare? Gura Humorului. Gura Humorului. Gura Humorului, da. Ei acum sunt stabiliți în Austria. Se ocupă de o biserică de acolo. Dar în Gura Humorului am născut și l-am născut și am crescut. Deci la el, la băieți, na, și după asta a urmat, nu, cu Biblia, cu asta, cu decizii pentru botez, pentru exact, toate celelalte, da. Cum a fost la tine, fata așa de cuminte și așa, erai pocăită prin definiție? Da, am făcut liceul pentru că perioada de liceu atunci copilul privește da, mai am mult. Am auzit la mai mulți că perioada asta poate fi foarte interesantă. Cât ești până în clasa 8-a, un copil ascultă de părinți, nu prea are anturaj decât copiii de pe stradă. Pe vremuri, pe da. Vremuri, noi vorbim de vremea. Pentru că vorbim da. De vremea noastră, copilăria da. Noastră. Și s-a terminat clasa 8-a, am urmat liceul Logos, liceul baptist. Automat, anturajul a fost pe măsură între creștini. Nu am fost niciodată în căutare de nou de ceva senzațional. Nu am avut prieteni necreștini. Bun, dar pe la liceul baptist nu se mai fac așa șmecherii baptiste? Nu știu. Nu, eram, sau nu știu, eram, da, da. Eram, nu, am fost o generație cu minte. Consider, mai erau băieții care mai făceau tot felul de glume, de activități extrașcolare, dar nu eram implicată. Am fost un copil care mi-a văzut de treaba mea. Liniștit, care a crescut într-o familie unde a văzut exemplu bun și atunci nu am fost determinată să caut ceva senzațional. Părinții au fost... pe cât de bun cu noi, destul, nu foarte strict, dar cât să ne țină deci, pe calea dreaptă, ca să zic așa. În mintea ta de tânăr, era clar ce poți negocia cu părinții și ce nu poți negocia? Nu negociam. Nu, pentru că am trăit într-o perioadă în care părintele spunea așa și noi luam de bună. Deci aveai nu trei variante, să... da, da și da. Da, nu puteam să zicem... Ma, ne mai gândim, dar poate, da, poate mă lași. Și am fost, și pentru că am fost cea mai mică, automat frații mei mai mari mi erau un exemplu. Și atunci tot timpul eram în preajma lor. Ei având prieteni, părinții ne-au încurajat și prietenii ne-au lăsat să ne chemăm acasă. Frații mei își chemau prietenii acasă ca să... fie totul sub control. Păi am vrut să întreb și de ce asta, că noi îi lăsăm acasă, că acolo supraveghem noi când da. Te duce în altă parte. Și, au, și ei având prieteni la rândul lor creștini, pocăiți, automat eu am crescut printre ei. Și... asta nu, la întrebarea asta nu trebuie să răspunzi, dar sunt curios dacă dintre prietenii fraților nu a fost vreun băiat așa mai simpatic care se uita după tine, nu trebuie să răspunzi acum. Că poate se uită... Nu răspunsul au fost. Da, stai acum, lasă-o pe mai încolo, cum am zis eu, știi, că până derulăm filmul. Nu, eu întreb câteodată așa la câte o întâlnire de tineret sau în pauze, că pauzele sunt interesante,
dacă e o fată frumoasă și serioasă și cu tare, cum ții băieții departe de tine? Dar asta e întrebarea după ce... Cum a fost liceul la tine și tu? Tot liceu creștin, minuni? Nu, la liceu clasic, colegi n-am avut niciun creștin, biserica era mică în gura humorului. Uh-huh. În clasele primare am avut colegi, dar în alte clase, care erau creștini. Dar la fete fel... frumoase pe acolo, pe la gura humorului. Normal. Și bun, în perioada voastră, nu în timpul liceului, mai începeau niște relații? Nu, ce? Eu, privitor la relație, am considerat și mi-am impus mie un standard, să spunem așa, poate nu e valabil pentru toți, dar pentru mine a fost fata cu care voi vorbi, într-o perspectivă a relației, să fie și fata o care mă voi căsători. Ba, așa gândesc toți pe la 13 ani. Probabil. La mine s-a și aplicat. La tine s-a aplicat, asta da. E foarte frumos. Nu, că citeam o carte în care spunea cineva că mi-am propus să caut și să găsesc fata potrivită pentru mine, de toate celelalte. Și e foarte interesant că în timpul liceului am găsit-o, ce m-a surprins că la 2-3 săptămâni își schimba numele. Da, era, da, fata era. Da, de... erau afinități, nu pot să zic, și în timpul liceului, pentru fete care nu erau creștine și așa mai departe, dar am văzut că potrivirea nu este. Bun, dar ai avut cumva setat în minte, tu ai spus, eu sunt un copil credincios, încerc să am o relație cu Dumnezeu, ai avut cumva în minte, cumva linia asta trasă, că eu trebuie neapărat să-mi găsesc o fată credincioasă, dacă da, sunt. Da, e logic. Da. Și atunci, într-un fel, filtrul era, vrei, nu vrei. Da, da. Dar ideea cu să o evanghelizezi pe una, nu ți-a venit? Nu. E bine, e bine. Foarte bine, da. Tu afli acum lăutăți? Nu. Da, sigur că da. Deci ne întoarcem la București. Cum e cu... Cum îi ține fata departe pe băieți? La tine se referă. Da. Da, în general. Păi nu am făcut nimic special să-i țin departe de mine, nu, nici nu am avut prieteni, să zic că... Și n-ai făcut nimic? Și am avut un standard, nu m-am mărit până nu termin școala. Bine, asta până la un punct. Asta spuneam tuturor, până nu termin facultatea, nu m-am mărit. Da, că ajungem noi acolo să vedem dacă toate fetele se țin de cuvânt sau nu, da? Până la un punct. Până la un punct, am înțeles, da. Dar nu, n-am fost genul de fată să stau, nu mi-a plăcut și încă am rămas pe ideea asta și mă rog lui Dumnezeu ca și fetele mele să-mi urmeze. A, deci aveți două fete? Avem două fete. Frumos să vă trăiască. Nu am vrut, a fost orgoliul meu de fată, nu mă duc eu, dacă îmi place de un băiat, nu mă duc eu să îl bag în seamă, ci dacă vine el... Pentru că asta am vrut să te întreb. Bun, n-am făcut nimic neapărat să-i îndepărtez, dar tu parcă spui n-am făcut nici să-i apropiu. Da, nu am făcut. Adică, știi, chiar mă gândeam acum la cineva care spunea, dar nu din lumea evanghelică. Foarte interesant, nu din lumea evanghelică. După asta și îmi spunea într-o conjunctură, domnul pastor, eu am crescut cum se crește așa în lume. Și făceam naveta, nu știu, 30-40 de kilometri să mă duc la școală, la liceu. Dar zice, mă uitam diferența între mine și colegele mele. Că venea câte o colegă și spunea, bă, ăla fluieră după mine, nu știu ce sau ceva. Și eu am spus, tu, uite care e diferența. Eu când urc în tren de navetă, mă duc într-un compartiment, găsesc 3 moși, 2 babe, mă bapă acolo între babele alea, stau liniștită, ori citesc, ori îmi văd o conversație. Tu te duci și... te plimbi peste tot, faci tot felul de figuri și atunci te miri că nu știu cine. Deci și chestia asta, știi, e foarte importantă, atitudinea care o ai și el alții. Bun, gata, crescuți bine, școlați bine, unde v-ați întâlnit? La biserică. La biserică. La care biserică? La biserica din se București, la Filadelfia. Biserica Filadelfia. Fratele a venit la casa Domnului sau cum? Eu am venit cu școala aici. Da, da, și trebuia să-ți cauți un loc unde să te închini. Exact. Am găsit Biserica Filadelfia și apoi nu am rămas în tot Biserica timpul cu ochii închiși. Da, am înțeles. Deci exact. La închinare există ochi închiși și ochi deschiși, da? Da. Și ce te-a impresionat prima dată la Livia? Că bănuiesc că la Filadelfia erau câteva fete, nu?
Erau, da, nu pot să zic că nu erau. Da, da. Eu, în prim, deși am făcut și aceeași facultate, ea era cu un an mai mică, vorbeam de școală, de cursuri, profesori și așa mai departe. Deci v-ați văzut prima dată la facultate sau nu, la biserică? Nu, la biserică. Deci la biserică, da. La biserică, da. Și ați descoperit că sunteți la aceeași școală. Da. Și apoi aveam gânduri să plec în America. Nu ei mi-ai cerut ceva, cursuri, ceva? Eu îi ceream lui. Eu eram mai mare. Eu îi ceream lui, dar da, fără... a fost un an de, a fost un an în care, când am descoperit că suntem în aceeași facultate, un an în care chiar nu aveam absolut nimic cu sentimente strict de școală, de examene, de cursuri. Am discutat, vorbeam de profesorii. Și atât. Dar tu ești sigur că așa era și la el? Sau? Nu. La mine, da. Da? Da. Nu, deci un an de zile. Apoi el, după anul acesta, urma să plece în America. Tu nu aveai gânduri de America? N-aveam... Eu aveam gând să plec în America și să rămân acolo. Da, da, am înțeles. Mi-am făcut actele, am plecat cu Work and Travel și mi-am legalizat toate actele de la facultate. Un coleg, un prieten al meu, făcuse deja chestia asta în avans, cu un an mai mare ca mine. Și am zis, gata, mă duc și mă scriu la Universitatea Chicago. Niciodată, scuze-mă, niciodată n-am avut microbul ăsta cu... Bun, poate și o să descoperiți un pic. O să descoper, da, da. Că eu crescut poate și acolo pe granițe cu rușii, că eu de la voi, din Bucovina, sunt de Secața Hartancuin, Maramureș, Toleac, așa, știi? Unde să te duci la ruși, sau unde să fugi? Și nu, n-am fost prins, că probabil se și mă lipsește de la unul, de la altul, când ai prieteni, da, care se duc la... Ce era în mirajul ăsta? America, domnule? Nu era un miraj. În timpul liceului, vacanțele le-am petrecut muncind alături de tatăl meu în Austria. El muncea în Austria pe vremea respectivă. Ai văzut un și pic? Și atunci am văzut un pic... Că sunt și alți munți. Da. Și alți brazi, da. Exact. Și un alt punct de cotitură a fost când am terminat liceul, prieteni de-ai mei, hai să fugim în Anglia. La momentul respectiv se fugea, trecea în graniță, așa mai departe. Și la fel, altă întrebare din partea părinților. Băiete, ai de ales. Lopata și mistria o găsești oricând. Școala trebuie să faci... Ți le păstrăm aici, le conservăm, da. Școala trebuie să faci acum. Dacă nu o faci acum, mai târziu ia-ți adio de la ea. Ai de ales. Școală sau pleci în afară. Am ales școala. Bună alegere. Da. Din punctul meu de vedere, bună și alegere. Al meu. Bun, deci ați un an de zile, ați rupt caiete studențești, cursuri, minuni și... Doi. Doi? Doi ani. Da. Deci primul an stai a fost... Stai că la detalii să ne înțelegem. Primul Storia an a fost fix, strict doar. Apoi el a plecat în America, ne-am întâlnit la biserică, na, la, după program, drum bun. Nu știam că vrea să rămână în America, nu aveam nicio treabă... Te duci, casă, te duci, okay. Asta, mai găsesc eu cursuri. Mai vorbim pe Messenger atunci. Dar n-aveam nicio relație, adică nu, da, doar înțeles, schimbam. Da, înțeles, da. Nu, dar e fain că se poate așa, da? Deci chiar se poate așa, da. Și cred că cât a fost în America în vara respectivă, am vorbit de 3 ori, cam atât, de 3 ori toată vara. Pe Messenger. Era pe vreme. Lucruri banale, nimic... Nu își plângea necazul din America, nu, că nu, vezi că nu, sunt nu. Singur. Că... Iar în ultima noastră discuție a fost... m-a întrebat el ce vreau să-mi aducă din America. Și am zis, o ciocolată. Ce pot? Mai ales că... Topită, dacă se poate, până acasă. O ciocolată. Și după ce s-a întors din America... A venit cu o ciocolată? A venit cu o ciocolată... Atât de mică. Cred că cea mai mică ciocolată. Cred că s-a și chinuit. Nu, i-o fi dat undeva la o cafea sau la ceva, da. Din aia, dar nu mai dăm din... Da. Nu. Pentru că nici atunci nu aveam nimic cu ea. Da, nu, era... Și eu am zis că vreau ciocolată și o ciocolată mi-a adus. Întreagă. Da. Și în București s-a întors în octombrie, când s-au început facultățile. Atunci... am fost amândoi la o întâlnire cu mai mulți studenți și de acolo a cam început totul. După întoarcerea lui din America. Da, prima dată m-am întors din America la facultate. Eu coboram cu liftul și eram în fața liftului.
m-am întors și am văzut-o pe ea. Fi un semn. Da, eu așteptam liftul și i-am auzit vocea în lift. Ea aștepta liftul. Ea aștepta să urce. Trebuia să intru la cursuri. Dacă ele nu mă urcă, știi? Ea aștepta să urce. Și, da, și... Tu i-ai adus liftul, da. E bine. Și când l-am auzit... Deci a fost prima dată când ne-am întâlnit noi în facultate, asta pe parcursul a 2 ani de facultate în care mergeam, frecventam în fiecare zi aceleași scări, aceleași clase. Deci nu ne-am întâlnit, până atunci nu ne-am întâlnit niciodată la facultate. Doar la biserică duminica. Fain, întâlnirile la biserică sunt faine. Uh-huh. Și cum ați ajuns totuși să ajungeți la căsătorie? Că, no, caietul și ciocolata... După ce am venit în America, am început să ne conversăm mai mult. Să spunem așa. Tu când ai venit din America, ți-ai luat gândul că... Mi-am luat gândul pentru că n-am reușit să-mi depun actele la universitate în Chicago și atunci ăsta a fost semnul din partea lui Dumnezeu că nu am ce căuta. Trebuia să vină România. Venise și criza trebuia, în America. Venise și criza în America. Da, bun, asta e o mențiune. Și că Dumnezeu nu vorbește într-un fel când în altul, da? Nu, dar acum nu, chiar nu vrem. Eu cred că fiecare are călăuzirea lui Dumnezeu, dar... În afară de cazuri speciale, totuși cred că e greu să te hotărăști să duci în America și să n-ai în calcul un pic și banii. Da. Dacă e numai partea spirituală, normal. Mai putem îngenunchea și prin pădurile Bucovinei, nu e așa de... Spune-te, rog. Că am mai avut o dată posibilitatea să plecăm împreună în America. La un an. A câștigat la loterie. El își depusese actele înainte de a ne cunoaște noi și după ce ne-am căsătorit, în primăvară următoare, i-a venit scrisoare de la ambasadă dacă s-a modificat ceva în viața lui, dacă s-a căsătorit, să trimită actele și apoi să ne programăm pentru viză pentru America, să plecăm în America. Și... Întrebarea a fost, vrei sau nu? Vrei sau nu? Și a fost decizia să nu mergem. Și regreți? Regretați? Nu. Nu regretăm după... Dumnezeu ne-a binecuvântat. 12 aici. Ani de când am luat decizia. 13 ani ăsta? Da, 12 sunt de când am luat decizia. Mm-hmm. Nu regretăm nici în ziua de azi. Decizia luată atunci. E foarte bine. Deci asta este convingerea mea, că Dumnezeu poate binecuvânta oriunde și Dumnezeu pentru unii, așa cred eu, în planul lui a fost să plece și îi vezi serioși acolo și cu familie, cu biserică, cu realizări, mai multe sau mai puține, unii binecuvântați aici, alții prin Europa, alții necăjiți aici și fără niciun rost, dar nu-i devine Dumnezeu așa, alții prin Europa vai de capul lor, Domnul se îndure de ei și alții prin America vai de capul lor, chiar dacă au $2 în plus, dacă iau, poate unii și-au distrus familia, și-au distrus viața, relația cu Dumnezeu. Deci mare, eu mereu am pus un mare accent pe relația personală cu Dumnezeu și călăuzirea lui Dumnezeu. Că nu există, există principii, dar nu există un stas pentru fiecare familie în care trebuie să intrăm. Poate că asta e și partea frumoasă, că Dumnezeu are planul lui unic. Bun, ce vă caracterizează acum ca familie? Dragoste, unitate, bună înțelegere. Adaugă dacă mai... Așa, dacă v-ați uitat la câți ani de căsătorie? 13. V-ați gândit doar la familia voastră? V-ați implicat și în altceva? Ați putut să țineți un echilibru între grija pentru noi și ai noștri, grija pentru alții? Da. Eu am fost implicat în biserică, în slujire. E la fel, amândoi am cântat și în cor. Implicare. Au apărut fetele. Așa? Apoi vezi, grijă. Noi zicem ceva, ele vin doar cu un mic detaliu până au apărut fetele și atunci... Din partea mea. Da. Până am avut prima fată, am cântat în corul bisericii și asta a fost slujirea pe care am făcut-o eu. După ce a apărut Emma, m-am dedicat ei și atunci am luat hotărârea că este mai important să-mi slujesc familiei mele și să-mi cresc copiii noștri. Și Emi a avut
posibilitatea să facă mai mult de atât. Da, da, dar asta e foarte important ce ai spus, că a fost tot o slujire. Dar pentru da, o vreme... o consideră o slujire pentru o vreme cât copiii sunt mici și trebuie să le acord mai multă atenție și dedicare. Este părerea mea, părerea noastră, că copiii cât sunt mici trebuie să-i educăm pe cât posibil, cât mai bine. Vorbim și mai târziu, dar... Adică experiența prin care am trecut eu vis-a-vis de copii, avem copii foarte buni, mulțumim lui Dumnezeu, dar copii normali, știi, și mai întrebai așa, te consultai cu cineva, știi, sau ziceai ceva, o, zice, stați liniștit, dacă copiii noștri aveau, să zic, 4 ani, zice, stați, până cresc un pic mai, de acolo ajung și ei la 6-8 ani, când ajungeau copiii la 6 ani și discutam ceva, un pic, zice, până la 12-13, când erau de 12-13, un pic până la 18, un pic până la 20 și acum nu mai știu dacă mai continuăm sau rămâne așa, dar fiecare etapă în viață. Și eu cred că investiția în copii este foarte, foarte importantă și sigur nu sunt de acord să facem idol din copii și copiii să fie totul. Nu sunt de acord să se schimbe prioritățile și soțul să treacă pe locul așa și au venit copiii și gata. Dar cred că investiția în copii este una înțeleaptă și mă uit la... oameni, poate la mame, în mod deosebit chiar în Scriptură, care din perspectiva realizărilor pământești, ai spune că n-au făcut mare lucru, dar poate unele au născut un copil, au crescut un copil care a schimbat lumea pe față și zic că au realizat ceva. Da. Copiii obișnuiți, fără probleme, sarcini, naștere, sănătate... Mulțumim lui Dumnezeu, da. Totul a fost foarte bine. Mare lucru. Super, da. Super. Ce... Cum vezi diferența între... Că acum sigur că te învârți între oameni, da? Și chiar dacă vorbim despre biserică, fără să critici deloc, ai putea face o diferență între perioada în care tu ai fost fată în liceu și fetele care sunt astăzi în liceu? Mai multe oportunități, mai multe provocări? Este o diferență, adică pun și pe seama vârstei, cu cât înaintăm în vârstă, vedem lucrurile un pic diferit. Și nu știu dacă pot să zic că perioada mea, tinerețea mea, se aseamănă cu tinerețea fetelor din ziua de azi. Bănuiesc că nu. Pentru că sunt mult mai multe tentații, fetele văd mult mai multe, media care promovează, exagerează, schimbă, da, toate astea. Și atunci e mult mai greu pentru o fată să se mențină pe o linie dreaptă decât acum. Păi stai că aici ai deschis un subiect interesant. Dacă este mult mai greu, atunci nu îi dai cumva un pic de libertate, că dacă e atât de greu, nu mai plătești prețul. Știi? Că asta ar putea să-ți reproșeze ție chiar o fată tânără să spună, băi, nu te supăra, pe vremea voastră a fost un pic mai ușor. Și tu ai plătit un preț mai mic, dacă mami îmi ceri un preț foarte mare, nu? De ce să-l plătesc? Ce ai răspunde la întrebarea asta? Trebuie găsită calea de mijloc. Calea dreaptă. Cum e cu băieții? Generația ta și generația... Eu cred că fiecare generație a avut provocările ei. Provocările... Tu vrei să spui că diavolul a fost în fiecare generație? Exact. Asta e clar. Și fiecare generație la rândul ei a fost provocată la adevărata evaluare, să spunem. Adică diavolul și-a pus în minte, prin orice mijloace, să te doboare, indiferent de generație ai născut. Bun, și oare aș putea aplica că și harul lui Dumnezeu în fiecare generație a fost pentru provocările respective? Da. Că mă gândesc că Dumnezeu e credincios, e bun, adică ne iubește pe toți și... Dacă mie în probleme mai mici îmi dă hare, la fel ca la în probleme mari, păi ăla e dezavantajat. Nu, și eu cred așa, că în fiecare generație cine a vrut să păcătuiască a găsit păcate și metode
Și cine a vrut să rămână lângă niște valori a putut să facă lucrul acesta. Adică, dacă, da, să spunem că poate acum sunt mai multe oportunități sau deschideri, dar eu, de exemplu, cunosc colegi de-ai mei sau prieteni care au fost umblau cu droguri de pe vremea când eu eram în liceu, adică nu... sau chestii care, să spunem că astăzi sunt mai la îndemână tuturor. Da, erau, tot timpul se găseau cu de ceva, da. Ce faceți? Lucrați sau trăiți? Vă aduc corbii, ceva așa? Muncim da, cu drag și spor acum de acasă. Da, acum de acasă și de unde putem, da. Ce, da. Ce muncești? Acum lucrez în IT. Sunt system engineer, da, pe partea de storage, la o companie belgiano-română, aici în București. Spun acum că am mai schimbat meseriile. Da, da, da. Sunteți în competiție cu clujenii? Cu... Acum... Să spunem. Să spunem, da. Da. Și cum... Asta e înfrământarea mea. Un ITist îl poate sluji pe Dumnezeu doar în biserică, în modul clasic, sau îl poate sluji pe Dumnezeu și în afara bisericii? Și în afara bisericii, de ce nu? Adică? Nu știu, că nu sunt acolo în locul tău. Adică cuvântul lui Dumnezeu poate fi vestit oriunde. Adică că asta e menirea noastră. A, deci în primul rând, cuvântul lui Dumnezeu, după părerea mea, în primul rând, cuvântul lui Dumnezeu se vestește prin faptele pe care le faci. Printr-un mod de viață? Într-un mod de viață. Să fii altfel ceea ce văd oamenii la tine. Pentru că... Ideea aceea de lumină exact. În locul unde ești, da? Da. Ai avut vreodată în toată experiența ta, ai avut așa întrebări de la colegi, de ce ești diferit sau una? Normal. Da? Primul lucru care te întrebe, ce nu bei? De ce nu bei? Că da, la noi... Ăla e primul... De bucurie, primul, de durere, exact, de sărbătoare. Primul da? Lucru care deschide oportunități. Și ce le spui? Știți, cu mașina, conduc sau cum? Nu, le spun că nu beau pentru că sunt creștin și am ales acest mod al abstinenței. Astea sunt valorile da. În care, da, exact. Care cred, da. Mirarea mai mare la fostul job care l-am avut era că colegii mei erau în Italia. Marea majoritatea lor era la ei vinul. Da, face mai beau și apă din când în când. Exact, exact. Și atunci și lor le-am explicat cum stă treaba și care un pic de evanghelizare și pe partea italienilor. Și curiozitatea mea este, dacă sunt într-un anturaj, din punctul nostru de vedere, să zic, al evanghelicilor, nu pot să spui neapărat necreștin, dar nu se pune atât de mult pe o relație personală cu Dumnezeu sau se înțelege, se înțeleg valorile creștine altfel. Faptul că vin și spun că eu am unele valori diferite de ei, mă poate duce automat în jos, în ochii lor? Depinde dacă valorile tale au fost confirmate de trăirea ta. A, deci până nu atunci. Numai să... Nu. Dacă le doar verbalizezi. Și oare depinde și de felul în care îmi fac lucru? Da. Da. Da, pentru că să spunem că seriozitatea, devotamentul cu care lucrezi este un lucru prin care putem să dovedim că suntem oamenii lui Dumnezeu. A, mie mi-a rămas în minte chestia aia cu Daniel, când a venit Anaful, au sigilat ușele, curtea de conturi peste el, adică toți au venit odată, că au zis, bă, trebuie să-i găsim ceva la ăsta, să-l strângem de gât. Și îmi imaginam dacă i-ar fi filmat cineva, știi, când au venit, au sigilat, tot au blocat, au luat hârtie, acte, calculatoare, laptop și după ce s-au uitat peste tot cum ieșau unul lângă altul, zic, bă, la ăsta nu i-am putut găsi nimic, ăsta lucrează chiar corect. Adică nu că aș vrea să zic ceva, dar un evreu într-o țară care l-a dus rob să nu facă nicio șmecherie și au ajuns la concluzia, numai dacă ne legăm ceva în religia lui, că ăsta la locul de muncă. Deci chiar poți fi onest la locul de muncă, să-ți vezi de treabă. Să da, da, da. Da, e un mediu în care poți să faci lucrul ăsta, până acum. La tine cum e? Ce lucrezi? Assistant manager la o firmă de cursuri și traduceri. Asta înseamnă să-i coordonezi pe unii? Coordonez proiecte, da.
coordonez proiecte, primim traduceri și eu mă ocup de ele să ajungă la traducători, apoi înapoi la clienți. Nu, că mă gândeam acum, nu știu cum să interpretez, că eu, vezi, acum România e țara tuturor posibilităților, că așa a fost de mult și nu... Eu personal n-aș avea nicio problemă din punct de vedere teologic. O doamnă, o creștină, să aibă o firmă în care să lucreze 1500 de bărbați. Și dacă ești patroana firmei, îi coordonezi pe 1500, știi? Frământarea mea era când merge patroana acasă, dacă poate lăsa telecomanda aia la firmă sau îl coordonează și pe bărbat. Să... Depinde de persoane. În cazul nostru nu... De bărbat sau de ea? Depinde de familie, depinde de principiile pe care le au cei doi. În cazul nostru, nu sunt patroană. Asta e primul lucru. Da, am înțeles unde se bate, nu? Dar revin la copilăria mea și la ceea ce am văzut în familia mea, automat am crescând așa și am văzut că tot e frumos și alte familii au suferit și au avut probleme, am mers pe aceeași cale. Soțul, deci, soția, păstrăm regulile. Ai văzut că funcționează la alții, ai zis, funcționează și la mine. Da, atât de timp cât funcționează și funcționează frumos și bine. Păi de ce n-ar funcționa bine dacă așa a hotărât Dumnezeu? Da? Sigur că nu, nici, vă dați seama că nici n-am avut curajul să amintesc de supunere și nu voi folosi cuvântul supunere, dar vorbim de respect, respect față de Dumnezeu, respect față de soț, respect față de soție, că în final toți trebuie să ne respectăm unul pe celălalt. Dacă ți avea o familie în primii ani de căsnicie și ați vrea să-i dați un sfat, ce sfat ați dat? Uite, de acolo se uită la voi. Să înceteze să schimbe partenerul. A fost o luptă în primii noștri ani de viață. Să ne schimbăm lucrurile. Până acum începem să discutăm din astea. Vă zic că seara asta mă gândeam, am venit familia perfectă, domne, ce mă fac? Deci azi cu primii ani de viață. Nu există familie perfectă. Deci stai că asta cu să schimbe partenerul sună foarte interesant. Ia, explic-te un pic, să înceteze să schimbe partenerul. Știi că îl pot schimba sau îl pot schimba? Așa, eu cred că sunt valabile amândouă. Ia zi un pic. Păi da, eu în primii ani de căsnicie, cel puțin din punctul meu de vedere, încercam să o schimb pe Livia după... Chipul și asemănarea. Da! Exact. Deci fii atent. Exact. Ăștia, deci bucovinenii chiar sigur. El și-a o fată bună, educată, școlată, nu știu ce... Și după asta vrea să o schimbe. Ți-o zis ceva înainte de căsătorie că vrea să te schimbe? Nu. Nu ți-o spus chestia asta, dragă, dacă te măriți cu mine, te pun eu pe calapot și te fac bucovineancă. Nu, da. Dar nici nu putem acuza. Eu cred că asta e ține de fiecare. Adică toți încercăm până la și, un punct. Și tu? Da, dar eu cred că toată lumea încearcă și are impresia că... Ok, că va și reuși. Că și reușim să schimbăm, dar nu. Până într-un final... Da, ce am realizat e că singurul pe care pot să-l schimb sunt eu. Da, da, da. Și dacă adică ceea ce am schimbat noi în viața mea are impact și asupra soției, atunci sunt bucuros. Păi oricum are impact, nu poți într-o ecuație să schimbi ceva exact. Și mai devreme. Numai că la unii procesul durează mai mult, alții mai puțin, dar acum chiar sunt curios. Ce ai fi vrut să schimbi la el? Eu sunt sigur că ceva micuț așa. Corect, ceva, da, ceva minor. Acum nici nu îmi mai aduc aminte ce vroiam să schimb. Dar minorul ăla atunci era important. Da, pentru că așa consideram. Eu crescând în București, deși am și eu rude în Bucovina, automat diferența de mediu, diferența, fiecare creștem într-o familie cu anumite reguli, principii. Inclusiv la biserică, de multe ori. Biserica își poate pune amprenta. Am crescut într-o biserică, un anume stil, ceva. Da, creștem cu taburile noastre. Și fără să ne dăm seama până la urmă. Considerăm că așa cum știm noi, cum am învățat, cum am văzut, e perfect. Cum normal, e, da. Cel mai bine. E vorba despre noi. Dar
Să mai vorbim dacă e Bucureștiul și provincia, 1-0, nu? Nu, nu. Pentru că, de fapt, părinții mei nu sunt bucureșteni. Mama este din Suceava, tata din Galați. Ei s-au cunoscut tot în București. Și cunoșteam mentalitatea celor din Bucovina, deci nu era ceva nou sau cum gândea el, sau nu, n-a fost o problemă de genul ăsta. Dar considerând anumite lucruri că ar fi mai bine așa cum consider eu, da, am zis că așa ar trebui să facem și noi ca familie mai departe. Dar Dumnezeu ne-a luminat și ușor, ușor ne-am... Deci unele trebuie acceptate. Da, trebuie să acceptate așa cum sunt și dacă vrem să modificăm ceva, ne modificăm pe noi. Ne schimbăm pe noi și trebuie să arătăm iubire față de partener. Și ăsta a fost sfatul lui, să nu mai umble modificări genetice de nu știu ce, așa să... Da, nu, e aceeași părere o am și eu, că nu putem să schimbăm pe cel de lângă noi, trebuie să-i oferim pe cât putem noi de mult, pentru că așa cum noi ne dorim ceva și el își dorește ceva și trebuie să fie o legătură și să se... o legătură. Da, și poate că o mare diferență ar trebui făcută între cât vreau să-l fac, că acum v-ați prins că nu la întâmplare am folosit, îl schimb după chipul și asemănarea, că teoretic toți ar trebui să folosim expresia biblică, după chipul și asemănarea lui Hristos, știi? Dar adevărul este că în viața de familie nu prea avem noi de multe ori aici de a face cu Hristos, e vorba de noi, că ne-ar plăcea nouă să fim, da, un pic mai... Măcar dacă ne-am gândit un pic să-l ajutăm pe celălalt să fie mai asemănător cu Iisus Hristos, ar avea rațiune, intenția aceasta de schimbare, da. E bine că v-ați prins repede. Unii încearcă, după 25-30 de ani tot încearcă și... Nu. Dau aceleași... Sfatul nostru este să... Cu cât mai devreme, cu... cât mai devreme, cu atât mai bine. Cu atât mai bine, da. La mamele îi dau un sfat, la mame, copii, au copii mici, nu știu ce, ca să... Să se roage și că perioada cu copii mici și oboseală va trece. Va trece. Deși și ale mele sunt încă mici și este greu, întotdeauna mă încurajez și zic că eu am doar două, sunt mămici care au mai mult și atunci ele ce fac? Și a lor le un pic mai ușor, că nu iau atâtea în calcul. Tocmai de aia. Nu poți, știi, la două și la nouă nu poți să iei în calcul atâtea. Tocmai de aia... Mă gândesc, ok, altora le e mult mai greu decât îmi este mie și atunci trebuie să merg mai departe și să îmi fac curaj și asta e viața, cu Dumnezeu înainte. Bănuiesc că nu ați uitat, atât de mult a iubit Dumnezeu lumea că l-a dat pe singurul său fiu, pentru ca oricine crede în el să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Numai că noi nu trecem direct în veșnicie, noi trăim aici pe pământ, salvarea și relația personală cu Dumnezeu începe aici pe pământ. Și frumusețea este că prin jertfa Domnului Iisus Hristos, prin credința în El, noi suntem transformați. Este transformat omul nostru, devenim persoane noi, o gândire nouă, punem în mintea noastră, chiar dacă nu este foarte ușor, punem în mod continuu gândul Domnului Iisus Hristos. Aceasta înseamnă că Dumnezeu iubește copiii, să iubim și noi. Dumnezeu iubește pe tineri și îi ajută pe tineri. Nu există probleme cu care se confruntă tinerii, pe care puterea lui Dumnezeu în viața unui om să nu fie suficientă pentru a le depăși. Da, ascultați-mă bine, dacă sunt tineri care căutați și vă gândiți unde o voi găsi, unde îl voi găsi, să știți că Dumnezeu este expert în a aranja întâlniri. Eu cam cred că toate întâlnirile în lumea asta sunt aranjate, unele literalmente sunt aranjate, nu știu, de bunici, de mame, de nu știu ce, adică există atâta... amar de societate în lumea noastră, nouă nu ne vine să credem, unde încă sunt căsătorii aranjate. Din fericire mai există căsătorii și aranjate de Creatorul. Acelea sunt cu adevărat binecuvântate și merită să întemeiați o astfel de familie, dar asta înseamnă să ai o relație bună cu Dumnezeu, să fii aproape de El, să te intereseze sfatul Lui, să-i ceri sfatul Lui,
Pentru cei care v-ați căsătorit, indiferent că sunteți pe culm sau mai trece și prin voi pe la umbră, n-am zis nimic de întuneric, să știți că tot Domnul Iisus Hristos este soluția și tot aproape de El, tot cuvântul, tot rugăciunea, tot biserica, poate ați observat și aici în cazul lor, cât de mult i-a ajutat și biserica, și părinții din biserică, și biserica ca întreagă comunitate. Deci, indiferent că suntem tineri sau suntem în vârstă, cu cine credeți că ne depănăm noi zilele, nopțile, în care dormim mai puțin când suntem bătrâni? Și haideți să o spunem, cu cine plângem? Unii chiar nu au cu cine plânge, se bat cu capul de pereți, nu știu ce să facă, pentru că nu știu că există un Dumnezeu aproape de ei, care atât de mult i-a iubit, că atunci când erau păcătoși, l-a dat pe Fiul, pe unicul Fiu pe care îl iubea pentru ei. Cu atât mai mult când avem o relație cu Dumnezeu, de ce să nu credem în iubirea Lui și de ce să nu primim iubirea Lui? Și în final, ca să nu fim egoiști, Iisus Hristos chiar a murit și a înviat pentru toată lumea. Ce înseamnă aceasta? Că dacă ai o relație cu Dumnezeu, dacă ai o familie care se bucură de o relație cu Dumnezeu și știe ce înseamnă ajutorul lui Dumnezeu în viața de fiecare zi, în bune sau mai puțin bune, depinde cum le vedem, ele pot fi diferite. Nu trebuie să o ții doar pentru tine. Mereu spun, e foarte important atitudinea cu care le spun altora. Nu trebuie să vin cu aroganță în fața lor să le spun că, vai, Doamne, cine sunt eu că sunt acolo, că n-am trecut sau că am ieșit dintr-o situație. Cred că un duh mai smerit, un pic mai realist, că asta este de fapt realitatea, de mărturisirea experienței personale. Vezi pe cineva care are nevoie de bucurie, de pace, de liniște, de îndrumare, de orice altceva. Cum ar fi să-i spui, eu aș putea să spun ce a funcționat în cazul meu. Aș putea să spun unde a intervenit Dumnezeu și m-a binecuvântat, în relațiile mele, în familia mea, în deznădejdea mea, sau cum mă bucur în Dumnezeu. S-ar putea să te surprindă când o inimă deschisă și o atitudine bună poate face, folosită de Dumnezeu, miracole, de-a dreptul miracole în viața altora. Tare mult mă bucur că ați venit la emisiunea noastră, Domnul să vă binecuvinteze, amin, să vă binecuvinteze fetele, să aibă și ele o poveste super frumoasă. Știți că depinde și de voi, depinde și de mila lui Dumnezeu. Continuați să-L slujiți în continuare pe Dumnezeu. Vă mulțumim încă o dată că ne-ați primit în casele voastre. Dacă vă rămânem în minte, nu știu, pentru o seară, pentru o zi sau mai mult, rugați-vă pentru ei, rugați-vă pentru noi. Și nu uitați să vă rugați pentru toți copiii, toți bătrânii și toate familiile din România. Dumnezeu îi iubește pe toți. Cred că ar fi vremea să-L iubim și noi și, dacă se poate, mai întâi, mai mult, mai bine, că este spre binele nostru.